Bună ziua! Astăzi, la educație socială, vom aborda un subiect tot mai des întâlnit în rândul copiilor, bullying-ul. Veți realiza un proiect educațional pe această temă, motor, acțiune, stop bullying, ca un semnal de alarmă pentru combaterea fenomenului de bullying. Atunci când realizați un proiect, trebuie să aveți o planificare și o organizare riguroasă. Proiectarea întregii voastre activități ia forma unei fișe de proiect care răspunde la următoarele întrebări. Ce probleme ne preocupă? Cu ce scop realizăm proiectul? Cui ne adresăm? Ce activități putem desfășura? Cine este responsabil? Ce resurse avem la dispoziție? Scopul a fost îndeplinit? Scopul proiectului Motor Acțiune Stop Bullying este de a realiza filme scurte pe tema bullying-ului pentru a-i ajuta pe părinți și copii să conștientizeze riscurile și efectele negative ale acestui fenomen. După stabilirea scopului, trecem la etapele următoare. Alegeți un logo potrivit temei. Stabiliți perioada de desfășurare a proiectului. Stabiliți cine sunt inițiatorii și beneficiarii proiectului. Ce activități vă propuneți să realizați în cadrul proiectului și care sunt criteriile de evaluare ale activității? Oricine poate deveni victima bullying-ului. În această imagine aveți prezentate 4 exemple de bullying. Le recunoașteți? Identificați tipurile de bullying și asociați-le cu imaginea corespunzătoare. Astăzi copiii își petrec din ce în ce mai mult timp conectați la internet, ceea ce face să crească riscul de a deveni victime. Cyberbullying-ul apare frecvent și înseamnă bullying prin folosirea tehnologiilor digitale. Lasă amprente digitale, înregistrări. Copiii victime trăiesc un sentiment intens de însingurare, de teamă, de tristețe, uneori disperare. În acest proiect veți fi scenariști, regizori, actori. Veți juca rolul agresorului și a victimei și veți transmite soluții de combatere a bullying-ului. Cum se va derula proiectul? În prima săptămână veți alege un logo potrivit, veți realiza un poster reprezentativ și îl veți afișa pe holul școlii. În săptămâna a doua, scrieți scenarii reale sau imaginare în care copiii sunt victime ale bullying-ului sau ale cyberbullying-ului. În săptămâna a treia, citiți toate scenariile. Votați 5 povești reprezentative. În săptămâna a patra, stabiliți rolurile din poveștile selectate. Împărțiți aceste roluri, astfel încât toți elevii să aibă câte un rol. Veți învăța rolul. În săptămâna a cincea, interpretați rolurile, stabiliți repetiții ori de câte ori considerați, astfel încât la sfârșitul săptămânii să interpretați piesele de teatru în fața elevilor, profesorilor, părinților sau autorităților locale. Înregistrați video aceste piese. În săptămâna a șasea, realizați un site în care să prezentați etapele și produsele finale ale proiectului. Povestea continuă. Încurajează și alți copii să scrie povești ca și voi, să joace rolul din scenarii pentru a pune stop bullying-ului.